Ruptură de ligament încrucișat, cel mai probabil, nu știu dacă e tot ruptură de ligament cum am mai avut în trecut, adică LIA, anterior încrucișat sau alt ligament, nu știu sigur încă, dar am fost la spital. Tocmai ce m-am întors și acum sunt în saună, adică în mașină, pentru că afară e caniculă și foarte, foarte cald aici la mine în mașină, pentru că dacă îmi spornesc aerul nu se mai audă nimic de la ventilație și în fine. O să vreau să vorbesc despre un subiect care poate pe unii o să intereseze, poate pe alții nu o să intereseze absolut deloc. Dar este un subiect care consider că merită discutat. De ce? Pentru că face parte din viața de zi cu zi a românilor în principal, care ajung la spital în situația de față cum am fost eu, 2 zile consecutiv ca să dau de medic. Bine, nu este vina medicului, adică apar fel și fel de întâmplări pe parcurs. O să vă spun, ați văzut dacă m-ați urmărit pe story pe Instagram, cei care mă urmăriți deja m-ați spamat foarte mulți cu întrebări, dacă sunt bine, ce s-a întâmplat, ce fac la spital sau să vă spun pe scurt. Și am zis că o să fac un vlog despre treaba asta pentru că sunt ca întotdeauna, asta e trimiterea către RMN, nu vă arăt și partea de sus, că mai sunt și CNP-ul date personale. Inevitabil s-a produs, ligamentul meu s-a rupt, din nou. Bine, nu din nou, că nu trebuie să se rupă. Dar muncă, probabil sport, în timp, acumulare, poziții foarte proaste și muncă în ultima perioadă muncă, pentru că lucrez și lucram și am lucrat toți anii ăștia. Dar recent, de anul trecut, de prin toamnă, mi-am schimbat locul de muncă, știți foarte bine, ați văzut și voi cam cum stă treaba la mine, știți că am fost plecat prin străinătate, adică plecam, veneam acasă și tot așa, la familie, iar acum, în momentul de față, sunt acasă, în România, că aici locuiesc. Și săptămâna trecută, astăzi ca exemplu e marți, săptămâna trecută la lucru, m-am întors cum nu m-am întors și mi-a trosnit genunchiul cum am mai pățit-o cu celălalt picior în urmă cu mai mulți ani când s-a întâmplat, ca o creangă a pocnit genunchiul, de la o mișcare simplă, adică o întoarce, m-am lovit, ca să vă zic pe scurt, în fine. Eu lucrez la muncă în diferite ipostaze, zic, în diferite poziții. Ba că stau în picioare, ba că stau jos, ba că stau în genunchi, ba că mă întorc. În fine, făceam ceva, găuream, în fine, și după care m-am întors, am dat cu vârful, cu piciorul de un șurub. Piciorul celălalt, adică piciorul stâng, cel accidentat în momentul de față, fusese întors în poziție, la 180 de grade. Adică eram în întoarcere, am vrut să schimb poziția. Mi-a rămas piciorul în timpul întoarcerii când am dat cu vârful și mi-a trosnit genunchiul. A fost tot o fracțiune de secundă. Nu pot să explic exact, pur și simplu a trosnit. A cedat complet ligamentul. Care ligament? Nu știu, că sunt 3 ligamente. Unul din ele. Anterior, posterior, încrucișat, de interior, în fine, care mai sunt, nu știu foarte bine. Mi s-a rupt ligamentul, în fine, a trebuit să plec acasă, nu chiar în ziua aceea. Am plecat acasă, în momentul de față. Luni, ieri, la prima oră a dimineții m-am dus la spital. Stând la rând pentru, am fost la medicul de familie, mi-a dat trimitere către specialist, adică către ortopedie, către doctor ortoped, ca să pot să-mi fac verificarea, să mă trimită mai departe către RMN și așa mai departe. Am ajuns la spital, ieri nimic. Erau foarte mulți oameni, ca și mine, cu picioare rupte, cu mâini rupte, cu ligamente, cu toate astea, fiecare cu problemele lui. Și ce să vezi, că pe la ora 10:30 sau ceva de genul, a venit un asistent sau nu știu, cineva din spital și a spus că vă rugăm să plecați acasă, decât doar cei care sunt cu urgențe să rămână, cei cu trimitere și restul plecați acasă, că n-aveți ce face, că nu o să vină niciun doctor astăzi sau că era în operații, avea operații și nu mai putea și în fine era foarte ocupat cu alte urgențe. Bine, ok, normal. Am plecat acasă, am venit, bună dimineața, de fapt e zi, nici nu mai știu ce zi, cât e ceasul acum, și mi-e și cald, cred că vedeți, e ca în saună în mașină, dar v-am zis nu porneți ventilația și nu vreau să deschid geamurile, cu o să se audă zgomote de afară, o să asimileze microfonul, vreau să mă aud mai ok. Povestesc treaba asta pe fugă acum.
Am ajuns la spital din nou astăzi și mi-am pus în plan să fiu primul și am ajuns primul. Doctorul acolo pe plan scrie că e de la 8:30, nu, de la 7, ci că ar fi programul la 11. În fine, fiecare doctor are programul lui, fiecare este după cum e legea, nu știu, sau își face dacă e privat, dacă e de stat. Am fost la stat, clar, am fost la spitalul de la noi de aici, din Tecuci, la spital. Și am ajuns primul până în 7 dimineața, nici măcar 7 era ceasul, în timp ce programul scrie că ar fi de la 7, dar ni s-a spus că doctorul vine după ora 10, ba chiar 11. Am aflat că ar avea program de la 11 la 1, dar doctorii stau și peste program și chiar am vorbit cât am stat acolo cu alte persoane care au venit după mine, că și eu din experiența anterioară, foarte bun doctorul de acolo, fără nicio problemă, cum am văzut că sunt doi doctori ortopezi, ceea ce e mult mai bine. Și foarte deschiși oamenii cu care am discutat, numai lucruri bune despre doctor, ceea ce știam, și de asta am ales să mă duc tot la Tecuci și dacă este să fac acum operația, voi face tot la Tecuci operația de ligament, de ruptură de ligament și meniscul care și ăla e praf, 100%, că știu că mai când se rupe ligamentul 100% sau 99% ți se rupe și meniscul, pentru că așa se întâmplă. Am ajuns primul și de ce am decis să fac video ăsta? Pentru că m-am ofticat puțin când văd bătrânii care nu respectă, care bătrânii, nu că bătrânii bolnavi, nu că persoanele cu dizabilități, bătrânii care sunt în putere, poate chiar mai zdraveni decât unii dintre noi, pentru că sunt oameni care la 60-70 de ani au o putere de muncă și sunt foarte sănătoși și ei știu asta și se vede pe ei, dar nu respectă tinerii doar datorită faptului că eu sunt mai în vârstă. Asta este atitudinea lor, eu sunt mai în vârstă, am prioritate, nu, n-ai prioritate. Ăla de lângă tine are piciorul în gips, el are prioritate, nu eu, nici tu, ăla are prioritate, dacă este să-i dăm lui prioritate. Gravida are prioritate, copilul are prioritate, nu noi. Cu piciorul rupt în ligamente, că merg mai rău, că stau așa jos, nu e nicio problemă, eu rezist. Tu de ce nu reziști? În fine, am ajuns pe la 8:30, a venit și asistenta, s-au adunat cred că 40 de inși acolo, fiecare cu probleme. A vrut, deci asistenta a spus în felul următor: domnul doctor vine, dacă aveți noroc, pe la ora 10, normal de la 11. Nici o problemă, eram dispus să aștept și până la 12, doar să stau acolo și să mă consulte, să-mi facă trimiterea mai departe, să-mi dea concediu, că mi s-a dat concediu și cam asta este, pentru că este normal și na. În momentul când lucrezi, ești asigurat și ai anumite beneficii, pentru că trebuie să le respecte, așa ar trebui statul principal și toată lumea, pentru că de asta muncim, ci că să avem beneficii. Dar eu nu știu câte beneficii voi avea în momentul de față, pentru că o să ajung și la partea cu RMN-ul. Și nu este prima dată când mi se întâmplă asta, pentru că și la operația anterioară, la fel, a trebuit să plătesc pentru RMN. Un căcat de RMN pe românește, scuzați limbajul, dar de care nu poți face operația fără RMN. În fine, am intrat la doamna domnișoara asistent acolo, primul, dar nu înainte de a intra bătrânul respectiv despre care vă spunea, care cred că avea între și vreo 60 ceva de ani, poate nici măcar le și la pensie, omul foarte în putere, dar așa cu, nu știu cum să explic, a intrat direct, după ce a spus doamna asistentă, prima persoană care a venit să intre. Eu m-am ridicat, dar n-am apucat, că bătrânul s-a băcat în fața mea și am stat câteva secunde, oamenii de lângă mine, băi, băiatule, tu ești primul, intră, ce să-i fac, dădeam de numeri. Domnul închide că am nevoie de nu știu ce hârtii, sunteți primul, a întrebat și asistenta, i-am zis, nu, doamnă, eu sunt primul. Păi atunci ești afară, vă rog, ăla nervos, că ce ai tu primul prioritate, domnule, eu am venit primul, eu nu am, mă cer cu dumneavoastră, dar eu am venit primul. Bineînțeles că am stat în următorul 10 minute cât să mă consulte una alta să mi se facă actele. Bineînțeles, afară se auzeau că ce face, îl operează acum, că nu știu ce, că nu știu ce, era la bătrânul respectiv foarte nervos și întărâta și pe ceilalți și parcă, mamă, vrea să se bată acum cu toată lumea și să mă bată pe mine când ieșeam afară. Adică unii oameni chiar sunt foarte nesimțiți, mai ales unele persoane în vârstă. La fel și am întâlnit persoane fel și fel și în autobuze și, și pe drum și pe stradă. Ce respect să vă oferim, oameni buni, când aveți o vârstă și nu aveți bunul simț și vreți de la noi respect. Ok. Nicio problemă. Asta ca o paranteză de care am vrut să scap așa mental, să vă zic, și fai, deci nu mai pot să transpir, fac saună la mine în mașină. Poate că zâmbesc, poate că par fericit, genunchiul meu nu este fericit, pot să și conduc, bineînțeles că de la muncă, tocmai din Ungaria până acasă, am condus eu, mai greu, am făcut pauze, m-am întins, dar pot conduce, e piciorul stâng. Și înainte l-am avut pe dreptul și după ce m-am operat, bineînțeles, am condus la o lună, o lună și ceva, pentru că ideea e că poți merge, dar cu durere,
la orice mișcare de direcție, dacă nu știu, să zic că am călcat pe piatră sau ceva, mi-a fugit, știți cum adun piciorul? Efectiv, pe românește, îmi iau piciorul, mi-l întorc singur, cine știe și cunoaște treaba asta, o să-mi dea dreptate, îmi întorc singur piciorul și mi-l pun la loc. Mă doare, știu cum e senzația, dar te obișnuiești cu durerea aia până la un punct, că nu mai poți, să zic, că te doare și trebuie să te operezi. Și cum l-am trosnit acum foarte tare, adică efectiv s-a rupt, e rupt, dar nu știu care. Mi-a făcut trimitere, în fine, la RMN, am ieșit afară, în 10 minute am început să dau telefoane, 10 minute, când am dat telefoane la RMN. Dă-i și caută, Galați, Focșani, prin împrejurim, că la noi în oraș nu este pentru RMN la genunchi. Nu știu dacă este, în fine, am căutat. Sun, bună ziua, am și eu trimitere, vă rog frumos, către RMN, la un genunchi, am nevoie de o programare. Da, sigur, vă facem, prin casa de asigurări sau veniți să plătiți prin casa de asigurări, bineînțeles că sunt asigurat, mi-a făcut domnul doctor trimitere. Bun, avem cam peste 5-6 luni loc liber. Ce? Cum? Așa, îi spun direct. Cum? Eram șocat la telefon, 5-6 luni. Băi, știam ceva de câteva săptămâni, o lună. 5-6 luni! 5-6 luni pentru un RMN cu trimitere. Plătesc la stat de ani de zile, mă, de ani de zile, s-a asigurat. Și stau din nou. Aceeași poveste am pățit-o acum câțiva ani, când la fel mi s-a spus, atunci era vreo 2 luni. Și eu am vrut să mă operez cât mai rapid posibil și am dat și atunci nu știu câte milioane, câte sute de lei, și atunci dădusem foarte mult, cred că vreo 500-600 de lei. Acum, bineînțeles că e mai scump, s-a scumpit, ani au trecut și astea s-au umflat prețurile. Și întreb câte prețul, mi-a spus 700 și ceva de lei. Bine, 700 și ceva de lei. În condițiile în care România, câte salariu minim, nu știu, 15-20, adică doar RMN-ul, și să ți-l faci tu în timp ce tu muncești pentru stat, tu plătești la stat, că sunt foarte, scuza lor, mi-au spus la telefon că sunt foarte mulți care așteaptă la rând. Păi și ce, mă, toți ăștia suntem plătitori de taxe, de impozite, de prostia asta de sănătate, nu, pe care te obligă să o plătești, indiferent că muncești pentru tine, că muncești pentru o firmă, că muncești pentru stat, trebuie să le plătești, ceea ce fac de ani de zile. M-am dus să-mi fac analize când am fost nevoit. Nu, trebuie să stai pentru luna viitoare, să aștepți, să vezi dacă ești pe listă, dacă prinzi loc. Mă, cum să prinzi loc? Când tu plătești, pentru ce? Și te duci tot la stat. Normal că sunt revoltat. Și acum m-am luat cu transpirație și mai tare, datorită faptului că sunt ca în saună. Deci în saună aici, deci eu nu mai pot. Haide, capul meu e foarte, foarte cald afară, dar am zis că fac vlogul ăsta acum, pe repede înainte. Nu mai am răbdare. Sunt supărat, sunt nervos. În fine, am închis telefonul, am zis bine, revin cu un telefon dacă e. Am sunat în altă parte, nu vreau să dau denumirile celor cu RMN-urile, că sunt atâtea și n-au nicio treabă oamenii. E vorba de stat, de alte mizerii. Am sunat la altcineva, bună ziua, da, vă putem ajuta, sigur, prin casa de sănătate, da, vă facem programare. Durează minim câteva săptămâni și câteva luni. Câteva săptămâni cât minim, vă rog frumos să-mi spuneți. 3, 4, 5... 3 săptămâni, stau luna asta, fac la final de lună, vreau acum. Nu știu, vă sunăm. Bun, treceți-mă pe listă, hai, vedem. Dar cât m-ar costa să fac? 650 de lei. Poate ziceți că de ce fac așa, că de ce? Că du-te și dă 650 de lei. Bă, dar de ce să îi dau când deja dau lună de lună, de ani de zile? Am făcut treaba asta și în trecut. I-am dat, inclusiv operația mi-am plătit-o, aproape 1000 de euro. Acum câțiva ani, eu fiind asigurat și pe vremea aia eram asigurat și pe asigurare mi-am cumpărat singur șurubule, că vezi, doamne, atunci nu aveau șurubule sau ceva de genul. În fine, am plătit șurubule, nu vă mai zic că am plătit trusa de atroscopie, trusa de atroscopie, cred că am povestit și atunci, mi-am plătit-o singur, fusese 11 sau 12 milioane, 1200 de lei, de la farmacia de lângă spital. Vezi, domnule, că au la farmacia de la spital lângă, în afara spitalului, dar noi nu avem în spital. Dar statul, dar sănătatea asta ce face pentru noi? Ce? Am zis că e o furnică, dar de fapt curge apa de pe mine și transpirația, de nu mai pot. Ah, da, fac saună gratuit. Piciorule, nu știu cât aștepți. Poate stai luna asta, luna cealaltă, pe tușă. Piciorul își revine ușor, ușor, clar o să, na, adică nimeni nu-mi înțelege durerea decât cei care trec prin ea. În rest, n-au cum, nimeni.
Durerea e și fizică și psihică, te demoralizezi pentru că nici nu poți să mai muncești, nici nu mai poți să faci sport, ca înainte nu mai poți să faci absolut nimic. Adică e o stare foarte aiurea prin care eu am mai trecut în trecut și am căzut într-o depresie, de care poate știți sau nu știți. Ideea este că nu prea îmi place senzația, aceasta. Dar încerc să nu mă mai gândesc la asta și să-mi ocup timpul cu altceva. Zilele trec, durerea mai trece, dar ligamentul nu se va face decât prin operație. Și 100%, 300% eu trebuie să mă operez neapărat. Acum sunt trecut pe lista de așteptare. Am zis că aștept o săptămână, două, poate mă vor suna și să-mi spună așa că vezi că hai că am găsit un loc liber, nu știu, luna asta, cât mai rapid, luna cealaltă la început, să presupunem. Pentru că vreau să mi se asigure chestia asta. Adică, bă, eu de banii aia fac altceva, adică am nevoie, eu muncesc pentru banii aia, nu mă duc să-mi fac nebunii sau altele. Nu mă vedeți pe mine că mă lăfăi cu mașini, cu nu... Adică eu muncesc ca să mă chinuiți de ani de zile să-mi schimb o mașină pe care o am de 8 ani pe asta. Și, în fine, sunt alte povești pe care nu le-am spus niciodată. Lumea crede că, mamă, ești YouTuber, ai bani, ești milionar. Nu mai faceți chestia asta și comparații cu alții, că nu are treabă că ai 1 milion de abonați, cu faptul că nu faci milioane de euro. N-are nicio treabă, duceți-vă la alții care chiar fac asta și se laudă cu asta. Dacă vedeați lucrul ăsta la mine, era cu totul altfel. Eu mă duc la muncă, pe șantier, adică la propriu. Și pe șantier, și în sală de sport, și peste tot. Îmi împart viața în toate părțile, posibile și imposibile, doar ca să fac un ban pentru mine, pentru familia mea, pentru că asta e prioritate. Familia pe primul plan. Și bineînțeles sănătatea acum înainte. Familia și sănătatea, nici nu știu, astea sunt egale. Dar dacă nu ești sănătos, nu poți să ai grijă nici de familie. Adică e totul, da, și fizic și mental. Și mor de transpirație în momentul de față. Deci, ca să înțelegeți ideea, te duci la spitalele de stat din România și ajungi tot la spitale privat, probabil, sau la clinici private ca să-ți faci remeneuri și alte nebunii. Iar apoi, mulți ajung să se opereze chiar la privat, pentru că și la stat și la privat dai aceiași bani, numai că la privat ai întâietate, te iau așa cu brațele deschise pentru că le oferi banii lor direct. La stat au deja niște salarii, mai primesc pe lângă niște ciubucuri poate și așa mai departe, deși nu se mai permite așa ceva. Nu intru în discuțiile de astea că nu sunt în măsură și nu vreau să deschid subiecte de ceartă. Precizez că precizez din nou, doctorul la care m-a operat a fost super ok din toate punctele de vedere, m-a operat foarte bine și n-am avut probleme, de asta mă voi opera tot aici. Asta vreau, deși am mai auzit să merg pe la București, Cluj și alte orașe. Bă, dacă am un doctor bun aici, totul depinde apoi de recuperare. Problema este recuperare foarte lungă, minim 6 luni, un an, între 6 luni și un an, asta e recuperarea. Îți este interzis minim 3-4 luni să nu ridici nici măcar 10-20 de kilograme. Mental pe mine mă omoară treaba asta, să nu pui presiune pe picior. Dacă stai în fund, poți. Stai în fund, ridici. Dacă ești forțos, ridici 50 de kg, faci biceps cu ele din fund. Dar în picioare să ridici 20 de kg, n-ai cum pui presiune pe genunchi. Genunchii sunt prioritari. Trebuie să lași ligamentul să se refacă. Piciorul, tot acolo. Meniscul, într-o lună ești pe picioare, ești la muncă, mergi. Ligamentul e cu totul altfel, genunchiul meu așa fuge, totul se plimbă, mai ai mult decât s-a plimbat vreodată în viața lui. Și e jale cu treaba asta, și e jale și cu căldura. Așadar, am ajuns iar la spital, vrei nu vrei, mai dai și de momente de genul ăsta. Momentan nu o să fiu o perioadă în concediu medical, trebuie să mă recuperez, trebuie să stau mai ușor. Dar aveam multe planuri, eu trebuia să vin perioada asta oricum acasă, dar a venit puțin mai devreme decât era planificat, cam asta e treaba, urma să vin acum acasă, dar am venit puțin mai devreme datorită incidentului care s-a întâmplat și a trebuit să merg de la spital. Nu, n-am ajuns în weekend, că în weekend am văzut că n-au program, n-ai, te duci în weekend, nu te bagă nimeni în seamă, doar urgențele. La mine nu cred că era considerată urgență, pentru că eu n-am osul rupt, ca să zic, bă, mi-l pune în gips. Nu, la mine ligamentul știi cum te ține, așa zici că îți bagă unul cu o daltă și cu ciocanul acolo, așa, e o durere de aia, așa, pe care o suporți și te înveți cu ea, dar pe care la un moment dat nu mai suporți, mai ales când vine vremea rea, simt la celălalt genunchi, așa, știi cum, nu știu, e dificil. Cei care sunt cu operațiile, când spuneau că, bă, nu-i credeam, acum mai mulți ani, acum mai cred.
Și știu pentru că trec și eu prin asta. Și acum am să ies, adică o să închid vlogul. Urmăriți-mă în continuare și pe Instagram, o să vă țin la curent cu ceea ce se mai întâmplă pe viitor. Ca să vă zic, cred că cel puțin 10-20 de vloguri deja filmate. Mai am vloguri din Ungaria pe care trebuie să le editez, să le încar, să le pun pe YouTube, deja filmate de săptămânile anterioare, înainte de a veni acasă. Deci am și de acum 2-3 săptămâni pe care încă nu le-am pus pe YouTube. Trebuie să le fac, inclusiv de pe la oameni, de pe la crescători, și o să mă urmeze și de acasă, că acasă na, stau cu camera în mână, mai filmez mai una alta, mai trebuie cât pot, mă mai mișc, stânga dreaptă, pot să conduc, na, o să mai vede. Am mai multe planuri acum pentru perioada asta, dăm înainte ce să facem. Dar prioritatea acum e genunchi. Cam atât, pa, că nu mai pot.